Și un șut centrare, mingea este în poartă, asistentul fuge la centrul terenului și este golul de 2-1 pentru FCSB la o fază extrem de interesantă. O centrare care a surprins apărarea Craiovei. Minutul 39, 2-1 pentru FCSB. Adrian Șut este cel îmbrățișat. Da, centrarea lui Tănase, centrare în forță, îl găsește acolo pe Șut și ce mult seamănă golul ăsta cu cel pe care l-a dat Iani Stoica în meciul cu FC Botoșani. Parcă tras la Indigo, atunci a fost centrarea lui Budescu.